Mașu. Mașom, fă, mamă, ai seară de lumânări în noi. Cum se ne? Cât se ne? 26. Mamă, ești perfect, eu am 25. Ești Da. fumat? Nu! Dar ce mărțoagă frumoasă, la ora asta nu credeam că găsesc. Nu, dar de ce Nu! faci așa? Am și, sunt fofăit. Ha? Sunt fofăit. Ești făfăit? Da, dar tu n-ai iubit? Nu. Păi și nu-mi dai și mie o șansă? Pe și nu-ți dau? Păi cum? O țâță? Țâță bună. Ce? N-am mai sumblat țâță din clasa 1. Nu râde că m-am fișat în pop la 11 ani. Nu trebuia să zic asta. Nu. Băi, dar ce urât faci! Eu? Stai să vezi când scot apa afară. Glumă, am zis glumă. Auzi? Da. Ai cur? Ce? Ai cur? Nu te înțeleg! Ai nouăzi? Mare? Da, e mare! Mamă! Îmi plac și astea. Îmi plac astea cu nouă jumătate. Dar tu ai ciocanul mare. Am 25 în picioare, 15 în cul, îți dau hemoragie. Dacă poți să zic? Dacă ți-l bag în cul, te coși. Dar hai să nu vorbim prostii. Ce prostii fute? Cu cine ești acolo? Singura, cu cine dracu să fiu? Și nu-ți plac animalele de companie? Vrei să vii? Aș vrea. Așa o cheamă pe pula mea, Goofy. Ia strigă un pic la ea, să vezi cum se ridică. Ia, Goofy. Goofy, fă, om, ți-am zis că tu te pregătești să fii nașă, nu? Ai sunteți de bani, de lumânări. Auzi? Vrei să fumăm o țigară amândoi? Hai, aprinde. Dai, că nu sunt de dreapta asta, nu. Stai că nu știu unde le-am pus. A, gata, nu mai ai, nu mai ești popoi. Ești ok? Întoarce țigara. Emoțiile. Da. Ai prost, ce bine joacă, jur dacă nu. Înțeles că în joc și în gen deplasare. Întoarce M-am... țigara. Am emoții. Ce dai cu țigara aia? Da. Cu cine ești acolo? Îți cu fratele meu. Cum îl cheamă pe fratele tău? Alex. Salut, cunate! De unde ești? Salut, salut! Din București, tu? Sector 2. Tu? Dar nu, acum pe bune, lasă glumele deoparte. Cum faceți chestia asta? Că am mai prins pe cineva aici pe Omegle și nu înțelegeam ce spune. Tot pe Omega l-ai găsit? Da. Bă, e, nu știu, la mine, fonfăițul vine, nu știu, la mine vine așa, gen, e din prostia mea, știi? Dar eu mai fac și alte chestii. Gen, tu chiar ai 26 de ani? Da. Și chiar e singură? Da. Cine doarme acolo? Unde? Ai, n-ai bulldog, să știu treaba asta. Sfură-i cineva acolo. Ce-ai, mă? Cântă muzica la televizor, ce-ai? Puneți ochelarii înapoi pe ochi, să stătea bine cu Să-ți ei. place de pomfii? Vine pomfii?
Silvan? Doamne! Hai, bă, nici nu mă lași, dar nici nu mă iei fusul în gând. N-am vrut să o spun pe asta. Mână rea! Mână proastă! Mână rea! La bine, hai, dă-ți jos ochelarii și șapca și fii tu cum trebuie să fii. Ești mai frumos fără. Să fiu cum sunt eu? Nu, 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 ho! Mamă, că... Să te schimb! Ai zis gen... eu am crezut că... Gen, pe direct, na... Nu că și mie îmi place preludiu, dar... Nu m-am prins că... Ok, bun. Deci fără șapcă, fără... Așa, rămâi așa. Rămân așa. Doamne, muie, Doamne. Dar ți-ar muie, Doamne. Da, păi, dacă eu nu sunt în stare să dau o muie. De unde stai în București? Zona, mai așa. Colentina. Oh, frumos, la avion, acolo. Acolo mi-au dat mie ăștia cheie pe mașină. Cam frumos și că tu așa. Așa scot dopul pizdi. Hai, da. Hai, de ce vorbești orat? De față cu fractul, corect. Băi, cum la te? Ia și mie un pachet de țigări, te rog. Așa. Mamă, cu bine stai și pe țâți. Vezi că eu n-am glumit cu țâțele. Pe mine m-a înțelcat mama de la 6 luni, că sugeam la țâță și mi se scula pula, fără cartelic, la 6 luni. Acum am plecat după țigări. Aolo, dar ele fractul sau e tactul? Eu mai prost, dar pe așa. Cred că e bărbactul mai repede. Nu e fractul, nici bărb... nu e tactul, nici bărbactul sau cum e? Nu, băi, am scos eu doapele de mult. Tura asta poți să te duci tu după țigări. Da. Am uitat să trag apa la baie. Na, e mai bine nu întrebai. Păi dacă mi-a dat speranțe deșarte. Na, de mai întâmplă. Da, tu așa par peste 40 după cum vorbești. Da, da. Sau nu îmi spune că ai fumat toată viața Carpați și Mărășești. Nu mai, Carpați și Mărășești au mâncat multă zăpadă. Naționale? Da, da. Bă, nu-mi vine să cred, adică m-ai lăsat totul să vorbesc cu ea, să mă etalez acum, să-mi dau tot din mine. Păi... Are voie, fata. Are voie? Suntem mai moderni, suntem mai moderni așa mai. Păi cum atunci? Stai mă așa, mă. Auzi, cum ai zis că te cheamă? Alexandra. Menaja a troa? Ha? Zic că ai menajeră? Păi da, zic. Auzi, da, i-ai cam dat, i-ai cam dat pumni la fată, la urechi. Nu mai merge urecea. De ce ești agresiv? Nu mai face așa. Două menajere. Nu mai face așa, că mă apucă și pe mine. Nu mai face așa, că parcă mi-e dor să-mi dau drumul și o dată. Prost ești, mă. E prost, dar pula mare, să știi că n-am glumit. La mine mai prost cu timp. 11 minute cu tot cu preludiu, dar nu-i problemă. Bujor. Bujor? Stai. De unde ești tu? O să mai zic că s-ar putea să mă cauți. Niciodată. La doamna Ghica. Vezi că, nu, la modul cel mai serios. La doamna Ghica. Și mă ocup cu ai mei au o firmă de pompe funebre. Din de-aia am zis că se poate să mă cauți. Dacă ai văzut la doamna Ghica, gen unde facă ea podul peste, fix pe colț, cum te duci spre obor. Noi ducem mortul cu tot confortul. Gen, noi avem firma aia. Fără catelică. Câți ani ai? Eu? 26. 25. Fac 26. Sunt berbec. Tu? 26. Am. Ha? E frate meu, mă. Mă vede? Nu. Da. Și ce mai zici, ce mai faci? Bă, dar ți-am spus de 0766, nu mai...
Nu mai mânca, dar alea în fața mea. 203418. Și ție îți place, mai lasă-mă în curugol și cum pe lasculat, că și ție îți place. Te-aș lăsa jos. Ce? Și l-aș folosi pe dildo. Da? Să mori. Știi cum mi se mai zice mie? Știi cum mi se mai zice mie? Mor. Da, și de ce e bine? Că porcul stă jumătate de oră în erecție. Mamă. Băi, dacă mă apuc acum de tine, zic sincer că nu face față el la mine. Hai să ne luăm pas cu pas, vrei? Vrei pe bune să ne dăm pe față așa? Hai, mă, hai. Haide. Dă limbi. Îmi pare rău, frate, am câștigat. Ai 1-0. Așa. Îi place preludiu? Da. Cam cât stă la preludiu? 10-15 minute, nu? Nu. Mai mult? Da. Păi dă laba înainte. Nu-i problemă, 2-0. Bă, frate, acum de la bărbat la bărbat, că aici s-ar putea să mă faci. Cât ține un număr normal la tine, sincer? 5 minute plus TV. Te-am bătut și aici, să vă arătat, 11 minute. Hai, lasă păr. Ai fetișuri? Să-ți dai drumul pe față, pe țâțe, pe cur? Mhm. 1-1. 3-3-4-1. Ok. Și ultima chestie, îți plac aventurile astea așa, gen afară, în parc, în mașină? Oriunde. Ție, da? Păi vezi, mi-e place doar în casă. 5-1. Acum ați luat și pe partea aia materială. Ce mașină ai, frățiorul meu? Hai să te întreb ceva. Întreabă, acum vine. Din curiozitate. Acum vine. Stați așa, stați un pic. Zi. De când ești pe ăsta, pe Omega ăsta? Am una și 6 luni să vor, dar fac Revelion și Crăciun aici. Serios? Da. Da. De un an jumate? Un an și 7 luni. Te-ai lipit de scaunul ăla cu gura mamei lui. Ăsta? Da. Nu, că e al 5-lea de la Bășini. Îl schimb pe el. Să-ți iei unul de S-class, nu, e mai puiu, comod. Stai liniștit că eu schimb scaunul mai repede decât schimb tu nevastă. Dar bă, bune, scaunul e bun, duci. Da, de-aia am zis, să-ți iei unul de S-class, că e cu ventilare la coaie și face bine. Nu, că la mine eu sunt castrat. Da, e bun. A venit tatea Anastasia cu pomană și m-am dus. Din curiozitate te întreb, câte pizde ai reușit să fuți pe Omega-ul ăsta? Nu neapărat, nu-mi trebuie, nu le număra pe degete. 2. Vorbesc serios? Da, pe fosta și pe nevastă. Da. Nevastă mea zicea cum, n-am falc. Și am zis eu, păi n-am eu nevoie de ghinion în viața mea? Păi cum, nu aduc. M-am dus la casino, am pierdut banii, avansul de la prima casă cu ea. Eu chiar te întrebam serios. A, da, vrei să vorbim serios? Da, nu, că eu nu stau de drag pe site-ul ăsta. Eu fac Omega, eu și fac YouTube, adică... Nu, asta nu cred.